în 2014 a fost implementate două proiecte, HEX și FISM. Deci de la FISM, deci am beneficiat noi blocul alimentar și blocul sanitar. De la HEX am schimbat toate geamurile și ușile termopan. Pot să zic că avem beneficii mari într-un sat atât de mic, dar cu ce putem să vă spunem, avem copii mult mai sănătoși, avem copii care frecventează zilnic instituția, chiar dacă mai înainte, cu timp de iarnă, erau mai slabă frecvența, acum avem practic o frecvență de 90-95%. În condiții normale se lucrează și tot cu altfel. Putem să fim și noi mai creativi și copii, părinții și numai părinții, dar alți actanți de la noi de aici din sat, dar și din oraș, pentru că noi facem parte din primăria de Etnes, se uită cu alți ochi la noi, chiar în plus avem și 5 copii care vin din orașul Etnes la noi în sat. Cam asta e, suntem mulțumiți și am vrea cât mai multe proiecte să le avem aici. În acest schimb, aș zice că au avut loc foarte multe schimbări pe care le datorăm tuturor investitorilor care au inima mare și se gândesc anume la viitorul nostru. Acești copilași care, cu mămicile de mână, vin în fiecare dimineață foarte bucuroși, cu zâmbetul pe buze, venind cu mămica, vreau să învețe, să activeze, să se distreze în condiții bune și foarte bune. Și la acest capitol spunem că grădinița noastră au beneficiat de mai multe proiecte, urma cărora s-au schimbat și ușile, ferestrele, avem canalizare, avem sală de baie și totul depinde de noi, facem pentru ei, pentru viitorul țării noastre. Părinții sunt foarte mulțumiți, foarte binevoitori de fiecare dată când am apelat. Dumnealor au contribuit cu ce pot, cu ce au și chiar au venit și la reparații, ne-au ajutat, suntem foarte fericiți și ne gândim pe viitor să nască în țara noastră mică cât mai mulți copilași și noi suntem cu brațele deschise, așteptându-i în fiecare zi cu zâmbetul pe buze. Anul 2015, în turul 2 al programului de Novotecă, am câștigat și noi raionul Edineț, calculatoarele pentru biblioteci, între care și satul Alexandreni. Am câștigat două calculatoare, imprimante, boxe și am fost foarte mulțumită că am putut să aduc în satul Alexandreni aceste calculatoare de la Novotecă spre beneficiu locuitorilor, copiilor și a întreg satului. Dacă nu dispunem de cartea reală în bibliotecă care este solicitată, atunci putem apela la calculator, informații pentru copii în programul școlar sau alte informații de care copiii vreau ca să le afle. Și chiar și cei maturi de multe ori se adresează la bibliotecă pentru a deschide calculatorul, a face legătură cu rudele de peste hotare. Suntem mulțumiți. Da, într-adevăr, este un sprijin și un ajutor pentru bibliotecă, este un beneficiu pentru care mulțumim programului Novotecă. După ce au fost aduse în biblioteca satului Alexandrei noile calculatoare, am avut ocazia, chiar eu personal, să particip la noile activități. Se află multe lucruri noi. De sine stătător, copiii se mai stăruie acasă, unii părinții, însă adunați la un loc e mai interesant. Este ceva nou, este ceva bun și sper că pe viitor o să ne ajute. În anul 2010 s-a câștigat proiectul și în 2011 a fost finalizat, adică pe data de 25 august în 2011 am fost de acum deschidere. Am avut o deschidere foarte frumoasă.
De acum e dotat și cu mobilier și cu tot ce avem noi nevoie. Adică avem și aparataj electric, avem și centru muzical, avem acordeon, avem. Centru comunitar la mine în sat, cred că ai unde te ocupai.